Salutare! Am să vă arăt cum să creșteți acasă un fruct al dragonului. Umplem acest recipient cu pământ de flori. Așa, umezim pământul cu apă. Am pus aici apă călduță pentru că să aibă un sol cald. Semințele. Și avem aici această bucată care am tăiat-o, dar are foarte multe semințe. Luăm o linguriță. Ele nu pot fi separate din fruct propriu zis, fiindcă, adică pot, dar trebuie să lăsăm se uște și le punem aici. Punem cât mai multe pentru că sunt mai mari șansele de a ieși plantele. Le băgăm în sol. Așa. După ce le-am mai punem puțin pământ, să fim siguri că sunt acoperite foarte bine. Umezim puțin pământul de deasupra.
Bun. Ca să aibă mai multă umiditate, să-și păstreze umiditatea și temperatura, punem o pungă peste acest recipient și le lăsăm câteva zile să stea la căldură și la lumină. Bun, revenim din nou cu răsadul de fructul dragonului. Să vedem ce avem aici. Au trecut aproximativ 10 zile de când am pus sămânța. Uitați, au răsărit mai multe plante. Sunt undeva peste 20 de plante aici, din câte se vede. Sunt crescute. Unele poate că încă așteaptă să răsară. Am să le mai las în acest ghiveci o perioadă până o să crească mai mari. Pe urmă am să le plantez în ghivece separate și am să mai revin ulterior cu alte filmări, să vedem evoluția lor. Sperăm să ajungă la maturitate, să poată face fructe. Vă mulțumesc pentru vizionare, aștept comentarii, aștept să vă abonați. Aveți o zi bună!